Dian Popescu a demisionat chiar în ziua în care șefii săi de la București urmau să iau o decizie în cazul său. Am fost timp de 25 de ani membru al acestui partid, dar în acest moment nu mai pot fi complice la fesenizarea partidului impusă de oameni care nu au nicio legătură cu liberalismul. Timp de 25 de ani am luptat în județul meu, Gorj, pentru ideile liberale. Acum PNL Gorj este condus de foști membri ai PSD și PPDD, printre care un personaj care în 1990 a atacat pe postul național de televiziune manifestația din piața universității și făcea propagandă criptocomunistă. Este o rușine. Nu pot să accept ca la 26 de ani de la Revoluție, PNL să fie condus de un fost lider al FSN din 1990 și de oameni care nu au nicio legătură cu liberalismul. Așa a motivat Dian Popescu demisia din partid. De astăzi activează în grupul din Senat al ALDE. Senatorul a subliniat că este singurul partid unde își mai poate respecta ideile liberale. PNL Gorj a propus la începutul acestei luni excluderea lui Popescu și nu pentru că a fost condamnat în primă instanță pentru complicitate la abuz în serviciu, ci pentru că a derapat de la direcția partidului. Fostul lider al PNL Gorj este acuzat că se apropia de PSD și se situează în afara partidului, mai ales după ultimele declarații făcute în spațiul public. Popescu a declarat că managerul CE Oltenia, Laurențiu Ciurel, nu trebuie să-și dea demisia, fiind astfel în contradicție cu șefii săi de partid care cer ferm înlăturarea lui Ciurel din fruntea companiei. Dan Vâlceanu a vorbit la Radio Târgu Jiu despre motivele care au stat la baza deciziei de a propune excluderea sa. N-a rămas niciunul nejignit pe aici, da, așa. Dar au fost două lucruri foarte grave din punctul meu de vedere. Unul, sau primul, în momentul în care noi tot partidul făceam moțiune de cenzură, ceream lui Ponta demisia pentru că era trimis în judecată și așa mai departe, vă aduceți aminte episodul ăsta? Corect, da. Însuși se întâlnea cu Ponta la Casa Gănescu și ieșea de acolo spunând presei că el susține guvernul Ponta. Tu era un liberal, incredibil. Un liberal responsabil. Corect. Și vreau să vă spun ceva. Acum câteva zile, în momentul în care toată lumea impacientată, chiar și la nivel de guvern, îi se cerea demisia domnului Ciurel, și partidul susținea, filiala Gorj susținea acest lucru, dânsul ne povestea alte lucruri și spunea că nu dă doi bani pe comunicatele partidului și că nu-și asumă niciodată ce spun unul sau altul de pe la partid. Vâlceanu mai spune că Dian Popescu a adus grave prejudicii de imagine partidului. Dacă era strict vorba de o retorică mai mult sau mai puțin colorată cu unul din membrii de partid, hai să spunem că am mai fi putut rezista, pentru că am rezistat destul și până acum. Nu ați rezistat dumneavoastră poziții ale partidului. La Chirițescu, așa. Și acolo a fost tot o problemă de poziția partidului. Adică noi ceream demisia lui Ponta toată ziua și domnul Chirițescu venea să ne spună cât de bun președinte ar fi fost. Aici e nuanța sau tușa groasă și într-un ca și în altul. Alina Gorghiu și Vasile Blaga l-au mustrat pe senator la cea mai recentă vizită la Târgu Jiu. Dian Popescu nu mai înțelege că nu mai este președinte de partid, iar acest lucru mă deranjează, a declarat la Târgu Jiu Alina Gorghiu. Vasile Blaga a adăugat că lucrurile au mers foarte bine în PNL de când nu mai este șef senatorul Dian Popescu. Nu mă deranjează în sine că s-a văzut cu primul ministru în cazul în care a discutat vreo problemă legată de județ. Ce mă deranjează pe mine, în schimb, este faptul că domnul Dian Popescu nu înțelege că nu mai este președintele acestei filiale. Și mi-aș dori tare mult să înțeleagă că avem o conducere legitimă, clară, cei doi copreședinți, că avem niște criterii care trebuie respectate și că formula sau comportamentul la care mă aștept de la un parlamentar al Partidului Național Liberal este să susțină partidul, nu să comenteze de pe margine. Și dacă îmi permiți o completare, iată că lucrurile au mers foarte bine în Gorj, după ce dânsul nu a mai fost președintele organizației. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta. Astăzi, cu excepția municipiului, avem peste tot un singur președinte în cele 69 de localități. Avem constituite secții de votare în toate cele 300, organizațiile secțiilor de votare, în toate cele 331 de secții de votare. Mai mult, după ce vom avea rezultatele sondajului, care va începe probabil într-o săptămână, vom avea copreședinte și la nivelul municipiului Târgu Jiu. Asta după discuțiile care le-am avut cu colegii noștri de aici. În ultima perioadă s-a vehiculat că Dian Popescu și-ar fi negociat un loc călduț pe lista socialdemocraților la alegerile parlamentare de anul viitor și a fost surprins când era discuții cu liderii PSD.